Eu totuși văd Craiova principalul favorit, i-am proaspăt în memorie și e echipa care ne-a pus cele mai mari probleme. Am pierdut 4-1 la Cluj, e adevărat, dar echipa care ne-a pus cele mai mari probleme a fost Craiova în a doua parte a meciului. Da. Da. Mari probleme, mari. La 2-2 au avut 3 ocazii. Eu am spus, n-am spus că... Văd că tot timpul se extrag știri din emisiune, chiar lumea nu e atentă. N-am spus că am avut noroc, că n-am avut noroc. Am spus doar că au ratat 3 ocazii. Mă rog, a fost Vlad pe acolo, a mai fost Crețu pe acolo. Na. Dar că am meritat, de ce? Că la ultima fază, deci în prelungiri, aproape de minutul 92, noi am avut 7 oameni în care eu, că asta voiam, un cadru. În momentul în care Cordea șutează, avem 7 jucători. Deci mai erau 3 jucători de câmp care nu erau în careu. Iar o echipă care duce 7 jucători în careu în prelungiri, zic eu că merită, pentru curaj, măcar pentru riscul pe care și-l asumă, merită să câștige. Dacă luăm meciul cap-coadă, nu. Cu UTA atunci am remarcat, cred că cel mai frumos public pe care l-am întâlnit vreodată în România. Pentru că de regulă... De regulă, când vii după un insucces în străinătate, lumea te înjură rău de tot. Te înjură steliștii, în primul rând, vorbesc de cei din provincie, pentru că cei din provincie sunt foarte nervoși. Că te văd o dată pe an, sau de 2 ori maximum, și când te văd, dacă sunt și nervoși, că cu 3 zile înainte te-ai făcut de râs la... Și am zis, nu mă gândeam, zic, câte înjurătură să ne luăm. N-am auzit o înjurătură. Așa lecție de... nu știu, mare lecție am primit acolo. Am fost înjurați peste tot, dar la Arad nu. Chiar nu. Civilizație până la urmă. Mare lecție de civilizație. Uite, la Timișoara ne rupeau. Dar cei de timișoreni aveau ei o chestie că au rivalitate cu Steaua. Nu știu de unde și până unde, dar mă rog, eu nu știu. Ca și cei de la Ploiești. Că și ei au rivalitate cu Steaua. Unde aveți, mă, rivalitate cu Steaua? Că Steaua a avut rivalitate cu Dinamo tot tipul, a avut rivalitate cu Rapidul de, mă rog, în ultimii ani, 2006 ăla. Știm cu toții și rivalitatea am mai avut. Cu Craiova, când era Craiova maxima, na, dar nu era Steaua așa maxima atunci. Na. În fine. Și rivalități. Mai nou cu CFR Cluj. Păi ce rivalitate? Că ne bat pe unde ne prind. Nu e nicio rivalitate. Joacă singuri. Joacă singuri în ultima an. Nu prea e rivalitate. Am avut o rivalitate cu arbitraje, dar mă rog, asta e. Da, ai auzit și tu, bănuiesc, declarația lui Dan Petrescu. Parcă nu-l știm. Petrescu a zis că e cel mai periculos scor 2-0 cu Clinceriu. Deci ce să mai e? E simpatic cu declarațiile astea. Și că Clinceriu e super periculoasă echipă. Dar tu aveai discuții cu el la Urziceni, că și atunci... Nu ne băga nimeni în seamă, nu era o chestie asta. Păi și atunci, bine, și tu atunci o țineați, n-avem șanse la titlu, n-avem șanse la titlu. N-am știut niciodată că tragem la titlu noi. Crede-mă, deci pot să spun acum că vorbeam între noi, băi, să o facem pe nebunică, habar n-am avut. Habar n-am avut. Dar el, sau cum jucătorii nu-și dau seama... Băi, totuși asta este un rol pe care îl joacă Dan Petrescu. Adică degeaba tot încerci, tu, intenția declarată asta e. Vreau să-i mobilizez pe ăștia, pe jucători, să nu creadă că meciul jucat dinainte, să le spun, să-i avertizez că echipă. Sau să nu minimalizezi rezultatul pe care o să-l obții. Adică ai obținut un rezultat extraordinar. Da. Asta e mare treabă într-un fotbal în care de obicei, și asta a fost o problemă din punctul meu de vedere, inclusiv a lui Gigi Becali, într-un fotbal în care tu spui, păi am bătut pe aia, le dăm 15, le dăm 20. Băi, dar ce crezi că cineva a luat? Gigi zicea 27-0, 72-0, cine îl... Da, ce vreau să spun este că văd peste tot în lume obiceiul ăsta. De a-i ridica, nu cum face Petrescu, nu la nivelul ăla, dar de a lăuda adversarul următor, pentru că asta îți crește ție valoarea. L-am bătut pe unul care e bun. Băi, uite, uitați-vă pe cine am bătut. N-am bătut pe oricine. Dacă spui că ăla e prost și l-ai bătut, n-are valoare. Dar nu știu cine îți validează discursul ăsta. Să fim serioși. Că păi nu, dar asta vreau să vă spun. Asta vreau să vă spun. Mai are vreun efect la jucători? Nu are niciun efect. Adică... S-au lămurit cum stau lucrurile. Da.